Stimați prieteni, fiți binecuvântați! O nouă întâlnire în care avem scopul să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, pe Creatorul nostru și cuvântul Său pe care ni l-a lăsat în forma Bibliei. Misiunea noastră de muritori îi impune să ne cunoaștem Creatorul și de ce suntem aici. Ce a vrut Dumnezeu atunci când ne-a creat pe noi? Cunoscând cuvântul Său, ne vom împlini această misiune mântuindu-ne sufletul și pregătindu-ne pentru viața veșnică. Undeva în Israel există o localitate mică cu numele de Cana. Este în partea de nord a țării, în județul Galileea, de aceea se spune Cana din Galileea. Când Mântuitorul a avut vârsta de aproximativ 30 de ani, a debutat în misiunea sa de Mântuitor în această localitate. De aceea Cana din Galileea a devenit celebră prin faptul că la o nuntă din localitatea aceasta a fost invitată mama lui Iisus, Maria, Domnul Iisus și ucenicii săi. Acest eveniment a devenit de-a dreptul celebru în istoria biblică, în istoria creștină și plin de învățături profunde pentru noi. De aceea, vorbirea pe care o am astăzi am intitulat-o Lecții de viață primite la nuntă. Prima lecție de viață pe care o observăm în cadrul acestei nunți celebre din Cana, din Galileea, este vulnerabilitatea umană, adică faptul că în cele mai stabile situații din viață există riscul necazurilor, nenorocirilor și suferințelor. Oamenii investesc mult pentru a realiza o situație stabilă, atât în viață, în familie, cât și în societate. Nunta este un eveniment anticipat, cel puțin cu multe luni înainte, și de aceea există timp pentru organizare. Vulnerabilitatea și fragilitatea umană este evidentă în cele mai nepotrivite situații, inclusiv la nuntă. O nuntă organizată cu luni înainte, unde totul este calculat și pregătit, ajunge undeva spre finalul ei sau poate chiar la jumătatea ei să se termine băutura, să se termine vinul. Și toți mesenii să rămână fără vin, iar administratorul, persoana care a organizat, care gestionează nunta, pur și simplu să fie dovedit ca un om fără pricepere de a organiza un astfel de eveniment. În cele mai nepotrivite și în cele mai neașteptate situații din viață, domină insuficiența, vulnerabilitatea, insuficiența, limitele umane și fragilitatea. Certurile din viața de familie sunt o manifestare a neputinței umane, a incapacității oamenilor de a se înțelege și de a coabita. Certurile însă, care sunt destul de des întâlnite în familie, nu sunt așa de destructive decât atunci când ele sunt folosite de partener ca și soluții pentru rezolvarea problemei. Existența umană este caracterizată de vulnerabilitate. Nu putem scăpa de această etichetă a limitelor noastre. Vulnerabilitate, fragilitate, insuficiență, neputință și multe limite. Acesta este omul. Noi încercăm să construim în mod artificial și real mentalități potrivit cărora suntem eroi, că ne depășim limitele. Dar noi nu rămânem altceva decât ceea ce am fost creați să fim, niște oameni care avem nevoie de ajutorul altcuiva din afara noastră, adică de ajutorul Creatorului nostru. Este interesant faptul că Biblia, în contextul unei nunți, ne oferă această lecție dureroasă a vieții. Suntem oameni vulnerabili. În cele mai mari sărbători ale vieții noastre ne confruntăm cu vulnerabilitatea. Scăpăm din control situații care ne pun viața în pericol. Situații care aduc disconfort, suferință și nenorocire în viața noastră, în casele noastre, în comunitățile noastre. A doua lecție pe care o învățăm este bunătatea divină. Vulnerabilitatea umană demonstrează faptul că în cele mai stabile situații din viață există riscul necazurilor, în timp ce bunătatea divină dovedește faptul că în cele mai instabile situații din viață există șansa soluțiilor. Problemele întotdeauna se nasc în anturajul uman, soluțiile întotdeauna în anturajul divin. În contextul nunții din Cana, problema aceasta apărută, care demonstrează vulnerabilitatea umană, deși a depășit pe oameni, nu l-a depășit pe Dumnezeu. Dacă evidența necazurilor demonstrează vulnerabilitatea oamenilor și fragilitatea umană, calitatea soluțiilor oferite de Dumnezeu pune în evidență atât necesitatea cât și suveranitatea divină. Oamenii
îl caută pe Dumnezeu din două motive, unii din nevoie, alții din iubire. Cei care îl caută din nevoie, îl caută numai în timpul nevoilor. Îl folosesc pe Dumnezeu așa cum folosesc stația de pompieri. Ia ceva foc, îi chemăm să stingă. După ce au stins, probabil că nici nu le mulțumim, doar era datoria lor. Așa se comportă foarte mulți oameni cu Dumnezeu. El este persoana care stinge incendiile, care sunt potențiale în viața noastră, care apar uneori, accidental. Însă sunt și oameni care îl caută pe Dumnezeu din iubire. Pentru categoria aceasta de oameni, Dumnezeu nu este persoana care stinge incendiile, ci este persoana dorită, iubită, prețuită. Este persoana fără de care viața nu are sens, nu are rost, nu are semnificație. Definiția nebuniei este să nu-L cauți pe Dumnezeu. Când oamenii nu-L mai caută pe Dumnezeu, își neagă propria lor origine, propria lor structură, propria lor perspectivă, propriul lor viitor. Istoria este plină de experiențe în care Dumnezeu a vindecat, a ajutat, a iertat, a ridicat, în mod miraculos, pe tot felul de oameni. Ce ar fi făcut oamenii aceștia dacă nu i-ar fi ajutat Dumnezeu? Ce ar fi făcut bolnavii aceștia dacă nu i-ar fi vindecat Dumnezeu? Ce ar fi făcut persoanele acestea dacă ar fi mers la morgă și nu înapoi acasă, vindecați în mod supranatural de Dumnezeu? Cine poate sfida istoria aceasta, care este plină de milioane de evenimente în care se vede degetul lui Dumnezeu? Un trecut care poartă urma pașilor lui Dumnezeu, pași care au adus vindecarea, care au șters lacrimile, care au pus împreună oameni frustrați, certați cu resentimente, despărțiți pentru întotdeauna. Dumnezeu face parte din trecutul nostru, din trecutul nostru ca și rasă umană în primul rând, din trecutul nostru ca și etnie, ca și popor, din trecutul nostru ca familie, indivizi. Dumnezeu face parte din trecutul nostru. Noi nu-L putem sfida pe Dumnezeu pentru că ne sfidăm propriul trecut. Chiar dacă psihologii și modernismul, postmodernismul, ateismul, nebunia au adus lumea să accepte mentalitatea aceasta că Dumnezeu nu există, atunci când spunem că Dumnezeu nu există, noi spunem că nu există propriul nostru trecut al rasei umane în care Dumnezeu a fost prezent. Nu putem desfința faptul că Iisus Hristos a existat, că s-a născut într-un grajd, într-un staul, împreună cu animalele, pentru ca să fie accesibil celor mai simpli și săraci oameni de pe planeta noastră, muritorii de foame, analfabeții și neîmpliniții. Dar în același timp, El a stat de vorbă cu regii, cu împărații, pentru ca cei mai înalți oameni să înțeleagă că fără Iisus Hristos, pur și simplu, sunt niște pretendenți la iad, adică niște oameni care trebuie să-și plătească amenda pentru păcatele care le-au făcut pe pământ și plata păcatului este moartea. Stimați prieteni, la o nuntă Dumnezeu hotărăște să ne prezinte lecțiile fundamentale ale existenței umane, prima dintre ele vulnerabilitatea umană. Nu poți scăpa de fragilitate, poți să-ți pui sistem de alarmă, poți să-ți cumperi o mașină nu cu 6 airbag-uri, ci cu 200 de airbag-uri, poți să-ți cumperi oameni care să te păzească. Nu-ți poți cumpăra sănătate, îți poți cumpăra doar medicamente, nu-ți poți cumpăra viață, îți poți cumpăra doar o alimentație sănătoasă, nu-ți poți cumpăra somn, ci doar un pat confortabil, nu-ți poți cumpăra inteligență, ci doar cărți, cu banii nu poți cumpăra orice. Rămâi o persoană fragilă, indiferent cine ești, președintele țării să fii, sau omul care păzește oile pe un pisc de deal. Ești o persoană fragilă, te-ai născut într-o condiție fragilă, nu poți ieși din această condiție. Ai venit în lumea aceasta ca să-ți dai examenul de fidelitate față de Dumnezeu, un Dumnezeu față de care stai cu spatele, pe care vrei să-L scoți din existență. Creatura își neagă creatorul. Ceasul spune nu există ceasornicar. Ce ironia sorții, ce nebunie. Vulnerabilitatea umană este o realitate pe care trebuie să o conștientizăm, la moarte și la mormântare, la nuntă și la căsătorie. Bunătatea divină este o a doua realitate, pentru că în vulnerabilitatea umană cele mai stabile situații din viață implică riscul, nenorocirea și necazul, dar în bunătatea divină cele mai instabile situații de viață au perspectiva unor soluții rezolvatoare. Ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos când a venit în lumea noastră? A venit să exprime bunătatea divină, să protejeze vulnerabilitatea umană și să restaureze pe om. Existența divină este caracterizată de eternitate. Vulnerabilitatea umană este caracterizată de fragilitate.
Al treilea lucru cu care închei este a treia lecție de viață pe care o prezintă Dumnezeu în cartea sa, în contextul acestei nunți din sătucul Cana din județul Galileea, Israel, este valoarea pocăinței și credinței. Prima, vulnerabilitate umană. A doua, bunătate divină. A treia, valoarea pocăinței și credinței. Întotdeauna soluțiile divine sunt condiționate de ascultarea și încrederea omului în Dumnezeu, dar absolut întotdeauna. Întotdeauna soluțiile divine pot fi primite, sunt condiționate de atitudinea omului de a asculta de Dumnezeu și de a se încrede în Dumnezeu. Observați că Mântuitorul ar fi putut rezolva problema apărută în contextul nunții din Cana Galilei în multe feluri, dar a ales metoda potrivit căreia i-a implicat și pe oameni în rezolvarea acestei probleme. El putea să spună un cuvânt, ca atunci când a fost pe mare în timpul furtunii și a spus taci fără gură. Și pur și simplu furtuna ca un om l-a ascultat și marea s-a liniștit. Așa ar fi putut să spună vaselor de piatră care erau înșirate după obiceiul de ceremonial al iudeilor, vasele acelea goale din piatră, ar fi putut să spună să fie pline cu vin. Era Dumnezeu, putea să facă orice miracol, fără limite, fără nicio limită. Dar a ales o metodă care i-a implicat și pe oameni. Întotdeauna Dumnezeu lucrează împreună cu omul. Și dincolo de metoda de eficiență și de rezolvare a problemei, a fost și un scop pedagogic la mijloc. Dumnezeu a vrut să îi implice pe oamenii aceia pentru ca să le ofere o experiență ce urma să le schimbe viața. Observați, stimații mei, că atunci când Maria, mama Domnului, merge la Iisus, ea însă fiind contactată de administratorul nunții care era pur și simplu disperat că i s-a terminat băutura în mijlocul nunții, merge la Maria, o femeie cu o reputație deosebită, probabil vrând să primească trecere pentru a ajunge la Mântuitorul, în speranța că poate face un miracol să rezolve situația lui. Maria face, le spune acestor oameni următoarea afirmație: să faceți tot ce vă va zice. Atât le-a spus. Maria a știut că atunci când asculți de Dumnezeu și când te încrezi în Dumnezeu, miracolul nu mai este imposibil, ci este la îndemână. Condiția să primești ajutorul lui Dumnezeu este să-L asculți pe Dumnezeu. Condiția să primești ajutorul lui Dumnezeu este să crezi în El. Dacă nu crezi în El, El nu există pentru tine. Dacă nu-L asculți, atunci nu poate să te ajute. Acestea sunt condițiile care guvernează relația dintre om și Dumnezeu. Ascultă-L. El știe ce spune, El știe ce face, ai încredere în El. El este Dumnezeu. El n-are început și sfârșit. El a creat universul. El l-a făcut pe om. El a îngăduit toate lucrurile din istoria umanității. El este Dumnezeu. El l-a făcut pe om. Priviți ce spune Maria. Să faceți. Asta înseamnă că omul are o parte în filozofia divină. Omul are o parte pe care trebuie să-și o facă. Să faceți, asta înseamnă acțiune, credință, ascultare. Să faceți orice, universalitatea ascultării și încrederii. Nu-L limita pe Dumnezeu. Când spune să faci un lucru, fă-l. Nu spune nu se poate. Dacă Dumnezeu ți-a spus să faci un lucru, trebuie să-l faci că se poate. Când Dumnezeu a spus evreilor treceți prin mare, când a pus primul om piciorul în apă, pur și simplu un curent puternic de vânt a suflat și apa a fost spulberată și s-a făcut un drum prin mare. Atunci când Dumnezeu te pune să mergi prin foc, du-te, nu o să te arzi. Atunci când Dumnezeu spune să mergi prin apă, du-te, nu o să te înneci. Când Dumnezeu te trimite în loc, totul este organizat. Totul este plătit până la ultimul cent. Totul este sponsorizat, totul este organizat. Nu trebuie să te temi de nimic, du-te, crede în ceea ce El îți spune. Vă va zice, trăiește aproape de Dumnezeu pentru ca să-i auzi vocea. Stai aproape de El ca să auzi ce-ți spune. Soluția divină este condiționată de ascultare și este condiționată de încredere. Este ușor de observat faptul că oamenii care au umplut vasele cu apă nu au înțeles deloc în ce fel se va rezolva problema și criza de la nuntă. Ei s-au întrebat de ce trebuie să umplem vasele cu apă, care este diferența dintre apă și vin. Mai târziu și-au dat seama că acest pas făcea parte dintr-un proces miraculos în care Dumnezeu i-a implicat și pe ei. Scopul lui Dumnezeu nu este să îi înlocuiască pe oameni în problemele lor, în responsabilitățile lor,
ci este să-i ajute să-și depășească neputințele și să învețe lecția din experiența cu Dumnezeu. Nunta în general și viața în special se vor termina cu bine doar atunci când Iisus va fi prezent, ascultat și respectat. Aceasta este morala acestei predici. Morala este următoarea: ești vulnerabil și ai nevoie de Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu îți stă la îndemână, gata să restaureze prăbușirile, falimentele, nenorocirile cu care te confrunți. Dacă stai cu spatele la Dumnezeu, n-o să-L vezi, n-o să-L cunoști și n-o să primești ajutorul Lui. Întotdeauna relația spirituală personală cu Dumnezeu este condiționată de o ascultare față de El și de o încredere în El. Dacă ascultarea și încrederea lipsesc, Dumnezeu nu se lasă cumpărat și nici manipulat. Dumnezeu este Creatorul care din dragoste îți oferă ajutorul, ajutor ce se poate concretiza într-o vindecare miraculoasă, în mântuirea și iertarea sufletului, în viața veșnică oferită în dar prin moartea înlocuitoare a lui Iisus Hristos, într-o viață plină de siguranță, într-o viață demnă, într-o viață echilibrată, într-o viață plină de satisfacții. Și viața aceasta poate să însemne viața de familie, viața profesională, intelectuală, personală, relațională, materială și așa mai departe. Stimați prieteni, suntem neputincioși să atingem excelența și suntem prea mici să atingem veșnicia. Noi am fost creați ca să coabităm cu Dumnezeu, să trăim împreună cu El. Soluțiile noastre sunt în buzunarul Lui. Banii noștri sunt în portofelul Lui, sănătatea noastră este în mâna Lui, binele nostru este în inima Lui, despărțiți de El, El va pleca împreună cu tot tezaurul și toate resursele noastre, avem nevoie de El. Dumnezeu nu este o religie, Dumnezeu nu este o formă, Dumnezeu nu este un simbol, Dumnezeu nu este ceva, Dumnezeu este persoana care te-a creat. În mâna lui Dumnezeu este istoria mea și este viitorul meu. Inima mea bate de 70 de ori aproximativ în piept pentru că Dumnezeu spune să bată. Dumnezeu într-o zi va spune să se oprească. El ar putea să facă lucrul ăsta chiar acum. Oricum o va face cândva. Aș vrea să te chem acum să vii la acest Dumnezeu care este Dumnezeul nostru, care este Creatorul nostru. El este iubirea pentru noi. El este înțelegerea și bunătatea. El este iertarea, El este ridicarea, El este ștergerea lacrimilor, El e mila noastră, El este mama noastră. El nu ne cere taxe pentru că ne lasă să călcăm pe pământul Lui. El nu ne cere taxe pentru că ne lasă să bem din apa făcută de El și să respirăm din aerul Lui. El nu ne cere impozit pentru viața pe care ne-a închiriat-o pentru 70-80 de ani. El este Dumnezeul nostru. El este un Dumnezeu bun și milos, să nu fugi de El, că vei rămâne un om nefericit și frustrat. Și viitorul care implică bătrânețea cu neputințele ele, cu neputințele ei, te va conduce într-o dimensiune a vieții unde oamenii te vor părăsi că nu mai au ce primi. În această zi te cheamă Dumnezeu să te întorci la El. Asta presupune să faci o alegere personală. Nimeni nu te poate înlocui în această alegere, precum nimeni nu te poate înlocui să doarmă sau să mănânce, să bea apă în locul dumitale. Te chem să-ți dai viața lui Dumnezeu. Dumnezeul acesta este Creatorul, este Domnul, este Judecătorul din viitorul nostru. Haideți să stăm înaintea Lui smeriți, înțelegând că El ne iubește. El nu vrea să ne judece, El nu vrea să ne trimită în iad, El vrea să ne iubească și să ne dea viața veșnică. Aceasta este perspectiva noastră, să trăim etern cu Dumnezeu, iar în viața umană să fim protejați și binecuvântați de El. Urmează să ne rugăm, stimați prieteni. E adevărat că eu o să rostesc rugăciunea aceasta cu voce tare, anticipând și verbalizând gândurile și sentimentele din inima dumitale pe care eu însumi le-am avut la rândul meu când mi-am dat viața lui Dumnezeu la vârsta de 21 de ani. L-am întâlnit atunci pe Dumnezeu pentru prima oară, citind în Biblie și având experiența ascultării unei predici precum dumneata a spus predica aceasta. A fost atunci momentul adevărului pentru mine. A fost un necunoscut care îmi stătea în față. Însă am făcut alegerea aceea pentru că îmi iubesc sufletul și veșnicia. Aș vrea să faci același lucru dacă simți că trebuie să-l faci. Dumnezeu te cheamă, dumneata vei spune da sau nu, însă asta vei avea, ce vei spune și ce vei hotărâ. Urmează să ne rugăm. Tată din ceruri, stăm în fața Ta copleșiți în calitate de creaturi, de imensa, de abundenta iubire care ne-a urmărit de când ne-am născut până astăzi. Suntem uimiți cum ai putut să accepți toate relele care le-am făcut înaintea Ta. În necunoștința și în necredința noastră am luptat împotriva Ta, Doamne,
și am păcătuit și prin păcatul acesta am ofensat justiția ta. Stăm înaintea ta și ne înțelegem condiția de fragilitate și de vulnerabilitate umană. Trecem ca un tren prin gară prin viața aceasta, Doamne, și se agață de noi microbi, boli, nenorociri, necazuri și în final moartea. Doamne, astăzi venim la tine și ne cerem iertare. Ne cerem iertare pentru tot ceea ce a ofensat dragostea ta. Mila ta, Doamne, pe care tu ai avut-o față de noi, a fost neînțeleasă. Ne cerem iertare pentru neputința noastră de a te iubi, de a te înțelege, de a te urma și pentru intenția noastră nesăbuită de a te scoate din existența noastră. Iartă-ne, Doamne, întoarce-te în sufletul nostru, te așteptăm, te dorim, ne deschide inima pentru tine, pentru că tu ești mila și dragostea noastră. Vindecă-ne bolnavi, Doamne, dă minte copiilor noștri, restaurează relațiile noastre. Vindecă țara aceasta în care trăim, care e plină de corupție, Doamne, și de banditism. Ai milă, Doamne, dă minte oamenilor. Dă, Doamne, înțelepciune magistraților, politicienilor, dascălilor. Binecuvintează armata, poliția, binecuvintează țara aceasta și toate țările. Globul acesta care este frământat de interese meschine, Doamne, ascunse. Vindecă-i pe oameni, dă-le minte. Și fă locul acesta așa cum a fost la început, o grădină în care să ne bucurăm de tine și de noi. Îți mulțumim că ne asculți și te lăudăm. Iisus. Stimați prieteni, a fost o mare bucurie pentru mine să împărtășesc cuvântul vieții cu dumneavoastră. Mă rog lui Dumnezeu să aveți zile frumoase și să vă binecuvinteze. Până data viitoare, când sper să ne revedem, la revedere!